Ce e frumos. Ți place? Mm-hmm. Băiețel? Da. Ce face? Doarme? Doamne, îi place la tine în brațe. Nu cred că e o idee bună să-l mai pup. Tu băiatul meu? Mm-hmm. Ok. Lasă-l dacă doarme un pic, apoi îl va. Vai, dar păi tu nu ții cu mine. Nu, o țin cu Sofia. Mioare. Vai, ce față ai. Să nu muri. Nu muri. Ioi, doamne. Ce cu mine. Salutare, prieten. Eu sunt Daniel din Maramureș, orășan la țară. Bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi este 20, cred, așa-i? Da. 20 Astăzi mai. E 20 mai și avem mari emoții pentru că purcica noastră se pregătește de fătare. Știm că se pregătește de fătare pentru că am verificat tetinele, țițele și mamelanele și începe să aibă lapte, să curgă lapte. Până acum, chiar și astăzi de dimineață, când le-am verificat, nu curgea nimic. Însă, acum, după masă, vedem că e foarte agitată, se foiește mult și respiră greu, observăm că are contracții și atunci stăm un pic lângă ea să vedem, suntem foarte nerăbdători, să vedem ce va făta și cum va făta. Motivul pentru care avem nerăbdarea asta e pentru că purcica asta e la prima fătare, a fost fătată la noi în gospodărie, e a doua fătare la noi în gospodărie și prima fătare, cea de anul trecut, s-a întâmplat noaptea, am stat de pază toată noaptea și ne bucurăm că totuși evenimentul de astăzi se întâmplă ziua. Sperăm să nu mai dureze mult. Deci purcica asta a fost fătată în 10 aprilie 2022. Are un an și vreo 45 de zile. Și cum ai zis că o cheamă? O cheamă Ludmila. Așa. O cheamă Ludmila și îi destul de cuminte. E destul de foarte cuminte. Acum am văzut că au început scurgerile, i-am pregătit un pic locul, i-am aruncat niște paie curate și-o așezat ea bine paiele și le-o tras păsuia cum a vrut și-o pus în colțul în care a vrut ea și acum îi pregătită să împingă. Am văzut că are dureri mari, pe foarte mari. A prins vizi o pasarică mică, mică. Și suntem nerăbdători să vedem câți puișori va făta. E foarte mare purcica asta. Nu fătat încă, Victor. Deci purcica asta are peste 170 de kg și ne așteptăm să fete undeva peste 10 puișori. Și 5 sunt suficienți, ne bucurăm de ei, numai să fie sănătoși și purcica să fie bine. Să se poată ocupa de ei, se poată îngriji. Lapte cu siguranță va avea pentru că i-am verificat. Cum ai zis? Mameloanele. I-am verificat mameloanele, ca să folosesc termenul corect. Și nu avem emoții că nu va avea lapte. I-am pregătit aici locul. Le mulțumesc celor care mi-au dat sugestii în videourile anterioare, pentru că într-adevăr gratiile astea sunt cam mari și purcelușii chiar după fătare în primele săptămâni s-ar putea să treacă până dincolo. Așa că am făcut invenția asta. Să vedem în ce măsură va funcționa. Celelalte două purcelușe ale noastre sunt castrate și le place să doarmă în teică. În teică. Au mâncat și ele de amiază. Purcica asta nu prea a fost prietenoasă până acum, recent, mai cu seamă de când am separat-o și singură. Am separat-o să nu se bată cu astea la alte și să nu se agite că erau așa și să-i punem ei mâncare mai specială, să o pregătim de fătare. Și cu ocazia asta fiind separată, a căutat atenția noastră și a devenit foarte sociabilă, foarte prietenoasă, lasă să o strâmpânăm. Acum, sigur, e un pic agitată pentru că
urmează fătarea și pentru prima dată și fătarea ei, așa că nu prea știe nici ce pățaște. Însă, suntem nerăbdători să vedem dacă va fi purcică bună. Cred că asta vreau să zic, că vom încerca o strategie diferită de data asta, și anume o vom lăsa pe ea să fete, doar vom supraveghea fătarea, vom lăsa și purcei sub ea, chiar dacă poate că pe 1-2 i-a călcat așa câte un pic, urmărim, vedem cum se întâmplă, cât de grijulie e cu ei și o să încercăm să nu luăm purcei de la ea. Pentru că anul trecut am luat purcei și unii dintre voi ne-au scris în comentarii că nu e așa bine să facem asta. Nu, dar acum, o supraviețui toți, asta nu e important pentru noi. Anul trecut purcica au purtat 7 purcei și toți au supraviețuit. Problema e că anul trecut, fiind prima fătare la noi, poate am fost noi un pic am stresați în privința asta, că doar mă gândesc că porcii când fată în pădure și în alte spații, sălbăticie, no, într-adevăr, e un spațiu mai larg unde purcei pot să margă, dar ea, ca și purcica, ar trebui să fie atentă cu ei și să se uite, să-i ferească, da? Asta zic că vom face de data asta. Îi vom urmări, o vedem, să vedem comportamentul. Și are spațiu destul aici, au purcei pe unde să mișca. Urmărim să vedem cum se comportă. Pentru că dacă va fi mamă bună și grijulie, o vom păstra mai mult decât pe măsa care a avut o singură fătare. Deși și pe maică s-am încercat noi să o ținem și da. Am încercat să o montăm de câte ori. Cred că de vreo 4 ori. Acum, și purcica asta nu a intrat în călduri, că am tot așteptat, de aia s-a montat atât de târziu de fapt acum în mai. Am tot așteptat să se intre în călduri și nu a intrat. Și atunci, într-un final, i-am făcut eu prin februarie sau când o fi fost, mi-a făcut o injecție pentru a intra în călduri și după aia a venit veterinarul și a montat-o de la seringă. E o purcică metis de mangaliță cu duroc și ea. Și acum tot cu duroc s-o monta, deci vedem ce puișor va ieși, dar îmi place că are un cadru mare, e solidă și suntem nerăbdători, nu mai povestim atât de mult, vă mai arătăm și vă mai spunem pe parcurs. Merem de aici, că m-am așezat lângă ea ca să vă arăt cât e de minișor. Gata. M-am așezat lângă ea, e sete, bun, vă duc afară. Zice, du-te un pic, să pot să beau apă. Da, uite, să vezi tu că vine, bea apă, băut, de o grămadă de ori. Da, ce fain să vezi, țurcile. Foarte bine. I-am pus și de mâncare acum la miază. Ți-a dus o ouăle, Victor. Da, dar nu e mai bine. Păi aici l-a locotat, pe jos. Ah, nu, nimic, îl punem acolo în vâr. Da? Îl pun la el? Pune-l jos, că am încălzită. Na, ia. Îți mai mult sau nu? Da, încă unul, ia, am roscus. Ce faină! Petran, da? Mangaliță, duroc și petran. Nu știu de ce știam eu... Uite acum mai este încă unul. Nu a ieșit deja, a luat e mult stăpul. Dar mai este încă unul. Mai este, cred.
Dar nu-l doare pe picior. Poate trebuia cu picioarea asta, ce este? Nu și caprele ajută pe el. Mersi. Ioi, s-a pus pe ăla. Nu uite ce ai mai găsit. Da, dai pe ăla. Ioi, bietul de el. Hai de acolo, hai tu, hai. Du-te, Victor, du-te, Victor. Hai tu de acolo. Lasă, Coreu. Haide! E sub picioarele, Ivi. Stoi de patată! Trebuie să nu mai aibă un să ia. Ia unul acolo să le arăți la copii. Îi dai să rog. Ia uite cât îl lași. Hai să-i rupă, rupe-i tu cordonul cu degetul, dar nu așa, mai spate, cam aici așa. Așa. Da. E mai slăbut și a revenit. Nu vreau să agit nici cu rapa. Uite, ăsta e fără păr. Nu vreau să se agite nici purcica. Dați-vă un pic în spate, să-l mut din coace, să poată așeza purcica. Foarte frumos. A reușit. Am întrecut. Nu s-o așeza până nu a văzut că nu mai e cu eu, că l-ai văzut? Da, da. No, Sofia. Nu, îi dai, Sofia, acolo la țuțucă. Nu, îi las. Să vede foarte bine. Ia, cum dă cu pini. Io, ce drăguț. Dar ce bot alungită. Da. În momentul când fata animalele astea mici și nevinovate, minunea faptului că știu să-și găsească singure ce au de găsit, asta ne fascinează. Da, nu, hai da, puiu, hai da, și papă, ia ce bine mă închin, zice. Și oamenii au abilitatea asta și instinctul matern și instinctul de supraviețuire. Doar că suntem atât de stresați și de... ne facem atâtea probleme că vai, oare nu suge, oare nu suge, vai, oare cum a fi, oare cum a fi nașterea, ne stresăm atât de tare încât... Ia că mai este unul. Să nu facă gălăgie numai să se agite pe cica. Să uscă el să treacă de paie. Da, mă, nu să nu ne murdărim. Ioi, cât e nițuț. Tă băiat, sunt trei băieți până acum. Ce să văd? Nu știu exact, hai că vedem. E băiat, ia, aici ai puță. Îi plânge că se scrie mămica ta. Îl vedem la urmă, că deja m-am încolcat cu mine. Ce stai, băiat? Îl văd ce facem. Ai avut dinți acum? Nu chiar. Este vreo două zile, asta ai simț. Uite ce Ca și folia, uite. Îți simte pielea ca, ca folia de pe telefon. Uite, mami! Mami! Vrei să facem un reel. Ce de frumos! Ți-l place? Mm-hmm. Băiețel? Da. Ce face? Doarme? Doarme, îi place la tine în brațe. Nu cred că e o idee bună să-l mai pup. Tu băiatul meu? Nu cred. Gata, puneți-i jos să nu facă scandal. Da, eu nu pot să-l țin pe ăsta. Da, dacă nu face scandal, nu să-l țin. Nu face nimic ăsta. Slăbănuvi.
Dar ceva, ceva e ciudat. Nu ți se pare? Așa trebuie să fie. Da, da. Și la ăla, uită-te așa. Da. Un pic că-s cam, vezi? Am ieșit din mamă, hai, dă-ți de rând, că sortăm unii. Pune-mi văd dacă faci plăcere. Să nu se agite porcica. Ia ce cuminte stă asta de la Sofia. Doar, hai să vezi ce față are. Uite-ți la fața lui. Întoarce-te un pic, Sofia. Uite-te. Uite-te ce... E bucuros. Ui, ce față are. Du-te, mă. Băiețași cu minte. Foarte drăguț. Am mâncat un pic de lăptic. Uite, mamă. Și acum... Trage un pui de somn. Ce ce măcinoasă. Apoi se trezește cu forțe noi. Mă simte asta. Deci uite-te ce diferit e zona asta. Îi vezi buza la ăla? N-am mai scos unul. Du-te, Luna, du-te-n treaba ta. Păi, că ți-l dau înapoi. Nu, mă, nu vă bateți de la el. Lasă-l dacă doarme un pic, apoi de-l va. Vai, dar păi tu nu ții cu mine. Nu, îl țin cu Sofia. Ioi, nimioară, nimioară. Vai, ce față ai! Mi-a murit! Ioi, Doamne! Ce cuminte e! Oameni buni, avem o roabă de purcei. Și nu o să vă vină să credeți cât s-a fătat purcica asta, dar am avut mare emoții. M-a așteptat să fete foarte mulți și o să vă arătăm imediat cât s-a fătat. Dar mai întâi o să vă spunem de ce am avut emoții, pentru că fătase 3, al treilea era mort și o durat cam o oră și ceva fără să se mai întâmple nimic. Am sunat după tehnicianul de aici din sat, a venit într-un final și păcând o vedind dumnealui, a trecut aproape 2 ore de la ultima. Păcând a venit dumnealui, trecuse deja aproape 2 ore de la ultima... De la ultimul purcel făcat. Între timp ce Andreea era aici stresată cu purcica, eu eram ia colonii și coseam. Avem 21 de arii, Andreea a stat și a cozit purcica și eu eram acolo cu tiribișca mea, toc, 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 am zis că îmi cosesc pentru că vin câteva zile însorite și iarba era foarte, foarte mare. Andreea abiat au stat aici cu stres și, păcând a venit veterinarul, purcica noastră tocmai dădea placenta afară. Concluzia domnului tehnician care a venit la noi a fost că purcica a fost foarte grasă și zicea că chiar și dumnealui a avut una care i-a fătat un singur purcel. Așa că noi ne putem lăuda că avem 3. Ne-ai verificat și... Uite tu ce fac scroafele astea, că fii atentă. Asta cred că e șefa și când se suie asta la altă încheiere, o izgonește să se suie ea. No. Deci avem scandal și aici pe partea asta, dar astea se înțeleg bine. Numai atâta că în patul ăsta nu se pot înțelege că nu încape numai una. Revenim la povestea noastră, că știu că stați cu sufletul la gură. O fost avem... așa. A venit tehnicianul veterinar. Și-o zis, uite că o dat placenta exact, atunci dădea placenta afară. Și-o dat placenta și zice, nu-i problemă că mai are de dat încă una, 2 placente are de dat. Deci odată se poate ca ăștia 3 pui care i-au făcut să fie pe o placentă și urmează următorii, după cealaltă placentă. Mm-hmm. No, dar de ce le-ai dat? Dar de ce le-ai ținut-o separat? Nu. Și zic, nu, super, înseamnă că mai are un rând de pui, cine știe câți ori fi. Deci hai să ne uităm la placente și să mișcă scroafa, tragem placenta și când tragem placenta, nu e o placentă, că-s două. Zice, nu, atâta ți-a fătat.
Și așa că, din trei purcei, unul s-a născut mort și ai verificat, îți mascul? Da, îți mascul, bun, da. Cel pe care s-a născut se mort și boșca 2 fac 3 mascul. O să ne uităm la comentarii. Mascuri sau masculi. Purceluși. 3 băieței. Și acum ne uităm la comentarii și vedem dacă cineva ne-a scris... Dacă cineva ne-a scris 3 băieți, va trebui să dăm unul dintre cei doi. Dar sperăm că nu ne-a scris nimeni, hăp, 3 băieți. Am unul, chiar sperăm că nu ne-a scris nimeni. De data asta vă spunem drept, chiar sperăm că din 3, unul a murit și mai avem 2. Așa că ne uităm cu atenție. Și... Vom anunța câștigătorul dacă există, dacă nu, rămâne cu 2 purceluși și vedem cum se dezvoltă, pentru că purcica e foarte bună de lapte și sperăm să îi poată, să-i poată îngrășa foarte bine. Spuneți-ne, vă rog, în comentarii, ce trebuie făcut acum cu purcica, dat fiind care numai 2 purcei. Și foarte mult lapte. Și foarte mult lapte, ar trebui să... Așa că hai să vedem dacă cineva ne-a zis 3 băiețe, dacă nu, rămânem cu ăștia 2 care ne-au rămas. Și ne bucurăm că purcica e sănătoasă, ne bucurăm că s-a descurcat bine. Hai să vezi că pare să fie o mamă foarte, foarte bună. Din ce am văzut, se pune foarte grijuliu pe jos. Îs numai 2 purceluși, dar ăștia au rumblat pe la toate țâțele și s-au face de 500 de kg până la vară. De fapt, nu chiar foarte grijulică, mai devreme s-au pus de vreo 3 ori peste ei. Da, ascultă. Acum, după ce prind un pic de viață, ăștia țâțâie de... urlă de să scutură cochețul ăsta. Și atunci purcica, dacă are numai 2, a ști să coate de ei, că am văzut că e suficient de grijulie. Cum zis tehnicianul veterinar că acum au asistat iar nu de mult la fătare unei scroafe și au zis că scroafa era de 3 ori mai mică decât asta noastră și au fătat 12 purcei. Nu 12? Nu, 12 purcei. Era de 3 ori mai mică decât asta și de-abia o... De-abia reușește să-i alăpteze pătăți. No, că e foarte ce? Mică și... Știi ce cred că facem? Că noi, purcica asta, dacă se descurcă bine cu purceii și nu-i drobește, trebuie să o băgăm la tratament de slăbit. Altfel nu mai montează, nu face produce purcei. Așa, și atunci, că purceii ținem până la 6, 7, 8, 9 săptămâni lângă ea, după care îi luăm brusc. Și în momentul în care iei purcei, ea intră din nou în călduri și, teoretic, ar trebui să se monteze din nou. Așa că, urmărim purcica, urmărim purcei, îi reducem din rație, că pe ea i-am dat lături și i-am dat zăr și i-am dat lapte și i-am dat dietete. Și acum primește numai făină cu porția, pentru că e foarte și prea grasă. La cât e de grasă, cum am zis, ne așteptam să fete mulți mai mulți, dar suntem foarte, foarte bucurești că avem 2 purcei. Prinia și Dumnezeu să fie sănătoși. Măcar nu-i nimic. Și ăștia, dacă ăștia de acum din mai cresc, că până la iarnă îi pot sacrifica, să fac de 90 de kg. 90-100. Povestim acum, ne gândim noi pentru noi, da? Dacă are numai 2, o să mânce foarte bine. Da, tati, mi-l poți da, te rog, pe ăsta. Mai negricios. Lasă-i, că mâmblă pe la țâță, lasă-i să mânce, ia. Lasă-i să țuce toate țâțele, să le s-o sugă bine. Uai, cât e de mare. E foarte mare, scoară. Deci, uite, ăsta albu. E atât de guraliv? E prea mare. Pentru că ea era șefa și dintre alealte. Dintre toate 3 ea era șefa. Și ea mânca cel mai mult. Le izgonea pe astea alealte. No. Dar, nicio problemă. Ne place cum se comportă cu purceii. Și să vedem data viitoare cât s-a fătat. Mai vorbeam încă cu domnul Nicolae că... I-am zis că i-am făcut PJ 600, știi? A. Și îi zicea că ăsta s-ar putea să fie motivul pentru care la muntă o prins doar... Da, adică... dar doamna Anca au zis că de la siringă, de la siringa care stimulează căldurile, ar trebui să prindă mai bine. No, acum poate e diferență de opinie între ei, no, nu știu exact. În fine, sperăm să intre călduri cu brio data viitoare. Vă mulțumim pentru vizionarea acestui video, dați-ne un like, am avut o zi foarte aglomerată și ne-am străduit să filmăm și fătarea asta care a ieșit atât cât a ieșit.
Vă mulțumim pentru participare, așteptăm comentariile, reacțiile voastre în partea de jos. Abonați-vă dacă nu sunteți abonați la canalul Orășan la Țară. Le mulțumim membrilor canalului care ne susțin în fiecare lună. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Data la care vom anunța dacă avem un câștigător sau nu. Ăsta e atâta de gura lim. E gura lim, celălalt nu. Celălalt e foarte liniștit. Ăsta de pe ăla, am prins un tic. Și...